Eram studentă în anul 2, aveam 20 de ani. Aveam un prieten de un an și ceva, primul meu prieten. La ecografie mi-a zis că sunt însărcinată. Medicul mi-a zis copiii, că era și prietenul meu cu mine, mai gândiți-vă înainte să faceți asta, adică să abortez. Că i-am zis că dacă sunt însărcinată, eu vreau să abortez. Mai gândiți-vă dacă vreți să faceți asta, dacă sunteți tineri, poate vreți să vă căsătoriți. Dar nici prin cap nu mi-a trecut asta, pentru că eram, repet, în anul 2 de facultate. Consideram că asta mi-ar distruge viitorul, că nu o să termin facultatea, că aș distruge viețile mai multor persoane și, și viața mea, că eram încă un copil, ar fi zis. Deja îmi închipuiam ce urma să-mi spună mama, că am avut încredere în tine, că nu mă așteptam să se întâmple asta, ce o să faci acum, ești încă un copil, nu ești pregătită să ai un copil, vor râde vecinii de noi. Că o cunoșteam și oricum mă înțelegeam bine cu mama și asta ar fi stricat și mai mult relația. Bineînțeles, nici copilul n-ar fi avut o viață prea fericită, așa gândeam eu atunci. Că și eu și prietenul meu eram doi copii. Nu. El avea, era cu un an jumătate mai mare ca mine, deci 21 jumătate. Și mă gândeam că nu o să avem cu ce să întreținem copilul, că eu nu lucram, el lucra ceva și nu avea un venit constant. Mama la de asemenea nu lucra, urma să plece din țară ca să își găsească un loc de muncă și mă gândeam de asemenea că mama va spune mi-ai distrus și mie viitorul, că eu aveam planuri să mă duc, să muncesc, acum trebuie să stau în țară, să am grijă de tine. Pentru că am simțit totul foarte acut, foarte, pe lângă dureri, mă mai mustra și conștiința și îi spuneam doctorului să mă ierte Dumnezeu că fac asta în postul Crăciunului. Doctorul zice, mie îmi spuneți, domnișoară, nu mai spuneți. Adică îl mustra și pe el conștiința, știa că face ceva rău. Scuze. Știam că fac un păcat. Dar nu ca acum. Știam că e un păcat, dar nu știam că e un păcat atât de mare. Pentru că nu credeam că este o crimă cu adevărat. Știam, credeam că e o crimă mai mică pentru că nu era un copil născut. Știam că are doar o lună sau cât o fi avut, câteva săptămâni și nu, nici nu mi-închipuiam că e un copil. Mi-închipuiam că este un viitor copil, că încă nu e o ființă. Așa că am zis că nu e un păcat, mai ales că e legal. Poți să faci avort, îl plătești, îți dă chitanță. Imediat cum am ieșit din operație, am început să plâng. Până atunci nu putusem, că mi-era teamă să nu se întâmple ceva pe masa de operație mai grav, care să-mi afecteze viața. Eram uimită că nu sângerasem deloc. Dar am început să sângerez a doua zi. Și să am dureri infernale de burtă. Deci durerile de la menstruație nu se compară cu tipul ăla de dureri. Și am sângerat așa 7 zile. Și am sângerat litri întregi. Chiar în ziua în care făceam 20 de ani, mi s-a făcut mai rău ca în ultimele zile. Durerile erau mai mari, efectiv nu mai puteam nici să vorbesc. A chemat el salvarea, că s-a speriat. Și au venit medicii, mi-au făcut o injecție cu algocalmin, mi-au propus să mă ducă la spital ca să mă țină sub observație, dar eu am refuzat, pentru că nu-mi plac spitalele. M-au pus să dau declarație că eu refuz să merg la spital, pentru că în cazul în care muream să aibă dovada că și-au dat toată silința să mă salveze. Și după încă vreo 7 zile, să zicem, că am putut să ies din casă și m-am dus să mă spovedesc.
Și atunci am văzut pentru prima dată un copil de vreo 2-3 ani și am început să plâng. Și de atunci, de fiecare dată când văd copii, plâng. Înainte să rămân însărcinată, nu simțeam nimic când vedeam un copil. Dar de atunci ceva s-a produs în mine, încât mereu când văd copii îmi plac și îmi doresc să îi îmbrățișez. O altă problemă e că visez foarte des. Visez. Chiar și luna asta m-am visat de vreo 3 ori că avortam sau că nășteam un copil care era ciopârțit. Sau la un moment dat am visat că am născut un copil sănătos și mă miram cum de l-am născut sănătos. Mă gândeam în vis, s-a milostivit Dumnezeu de mine și m-a iertat și m-a ajutat să duc sarcina la bun sfârșit și s-a născut sănătos copilul. Nu vine să cred că m-a iertat, pentru că eu nu m-am iertat. Când visez că avortez, visez sânge, visez dureri groaznice, visez iar ustensilele ginecologului. De tatăl copilului m-am despărțit la un an jumătate după, pentru că nu ne înțelegeam, ne certam, îi reproșeam mereu că din cauza lui s-a întâmplat tot. Până la urmă ne-am despărțit. De atunci nu m-am mai apropiat de nimeni. Toate relațiile au eșuat. Mama mea n-a aflat niciodată despre asta, nici nu m-a întrebat vreodată dacă am avortat, până acum o lună. Când m-a întrebat brusc asta, am recunoscut, ca să nu cumva să se mai întâmple, am zis că da, în urmă cu 6 ani. Și mi-a zis, oricum erai prea tânără să-l păstrezi, așa că mă gândesc în fiecare an, acum ar fi avut 2 ani, acum ar fi avut 3 ani, acum ar fi avut 4 ani. Cred că urma să fie fetiță, pentru că mereu visez că am o fetiță. De fiecare dată visez fetiță. În ultimii 3 ani, când se apropie 19 noiembrie, sunt foarte deprimată, iar acum când s-a împlinit al 6-lea an, a fost mai rău ca oricând. A fost foarte supărată, foarte deprimată, plâng din orice și parcă e din ce în ce mai greu. În primii 2 ani parcă am trăit într-o ceață așa în care nu prea m-am gândit la avort ca la crima unui copil, uciderea unui copil, parte din mine, ființa lui Dumnezeu. Dar acum așa simt că am comis o crimă.